Fostul primar al capitalei nu renunță. După ce Tribunalul București i-a respins candidatura, Cristian Popescu Piedone a anunțat pe pagina de socializare că va demara o nouă campanie de strângere de semnături. Magistrații Tribunalului București au decis. Cristian Popescu Piedone nu mai poate candida pentru un nou mandat de primar. Potrivit avocatului Gheorghe Piperea, cerințele dosarului privind candidatura nu au fost îndeplinite și având în vedere antipatia pe care și-a atras-o în urma tragediei din Clubul Colectiv, este imposibil ca acesta să fi reușit strângerea semnăturilor necesare. Văd că se dă o luptă pe viață și pe moarte să îmi fie împiedicată candidatura. Ei bine, nu au decât două opțiuni, să mă omoare sau să mă lase în pace să mă supun judecății dumneavoastră la vot pe 5 iunie. Vă mulțumesc dumneavoastră celor care ați fost alături de mine și vă anunț că voi iniția o nouă campanie de strângere de semnături, de data aceasta de două ori mai multe, că poate așa vom putea trece peste toate mizerile pe care le pregătesc cei care vor puterea cu orice preț. Cu toate acestea, Piedone nu renunță la candidatură. Acesta a anunțat că va demara o nouă campanie de strângere de semnături. Vă rog, urmăriți pe pagina mea de Facebook locațiile în care voi fi prezent pentru această campanie de semnături. Va dura până în ultima zi de campanie și așa vor vedea cu toții că semnăturile sunt autentice. Cer și televiziunilor ca, dacă vor și sunt interesate, să transmită live tot procesul pentru a observa pas cu pas că este o procedură corectă și transparentă. Aveți încredere, merg până la capăt!